Reprezentanții Poștei au comunicat programul de lucru în perioada sărbătorilor de iarnă. În ziua de 24 decembrie se va asigura programul de lucru cu publicul până la orele 15. Se asigură distribuirea în totalitate a trimiterilor poștale sosite. Pentru uniformizarea programului de lucru al transferurilor electronice de sume interne, mandate online, e-mandate și internaționale, mandate Eurogiro, transferuri, Western Union. În ziua de 24 decembrie se acceptă la prezentare până la ora limită 14 și se asigură achitarea acestora până la ora limită 14:30. De Crăciun pe 25 decembrie subunitățile poștale sunt închise. În zilele de 24 și 31 decembrie se va asigura program cu publicul până la ora 15. Deci până la ora 15 va fi deschis toate subunitățile noastre, vor fi deschise. De Crăciun, băncile nu vor avea program de lucru, în timp ce unele unități vor funcționa pe 26 decembrie. Sunt și instituții care au anunțat că unitățile teritoriale, inclusiv cele din supermarketuri, nu vor avea program cu publicul în prima și a doua zi de Crăciun.